De ce omul creează atâtea legi, crezând că aceste legi îl va face bun, îl va face curat, îl va face să trăiască în adevăr în societatea în care el trăiește, când de fapt aceste legi creează o rutină zilnică și te face să nu fii împlinit, să nu ai acea atitudine adânc în inima ta curată, cinstită și fără să vorbești de rău pe cei din jurul tău. Astăzi, Apostolul Pavel ne îndeamnă pe fiecare dintre noi că lui Dumnezeu îi contează atitudinea noastră. Ceea ce îl interesează pe Dumnezeu cel mai mult este ca noi să avem o inimă curată, să facem cu toată inima, sufletul și cugetul doar pentru Hristos. Hristos să fie centrul atenției, El să fie cel care noi ne închinăm. Și indiferent cum facem noi toate lucrurile, să facem spre slava și gloria lui Dumnezeu. El spune că toate lucrurile sunt date pentru om, dar nu sunt toate bune pentru om. Și nu toate îl zidesc. De aceea trebuie să luăm aminte la această istorie, la această revelație de-a lungul anilor date pe paginile Sfintelor Scripturi ca fiecare dintre noi să luăm aminte cum noi putem să trăim în această lume spirituală la care Dumnezeu ne cheamă să trăim în fiecare zi. Astăzi este ziua 228 și am citit din 2 Cronici, capitolul 5, versetul 2 până la capitolul 7, versetul 10. Am citit din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 14 până la capitolul 11, versetul 1 și am citit din Proverbe, capitolul 20, versetul 5 până la 14. În continuare am rămas uimit de aceste proverbe, cum ne învață pe noi să percepem această lume, înțeleptul Solomon, și el însuși ne îndeamnă pe fiecare dintre noi ca să ne țintim privirile noastre spre Dumnezeu, nu spre lume, nu spre oameni, nu spre egoismul nostru, ci în centrul atenției să fie înțelepciunea lui Dumnezeu, că doar atunci vom avea o purtare cinstită și curată în ochii lui Dumnezeu. O să vă dau citire la câteva. Spune că copilul lăsat să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Adică omul se va cunoaște cum va fi el pe viitor, încă din pruncia lui, în momentul cum el acționează ca copil, în mintea sa va fi el, așa cum spunem noi, cu minte sau rău, dar indiferent de lucrurile acestea, Hristos stă la baza tuturor lucrurilor. Și dacă el are șansa ca Dumnezeu, ca Hristos să intre în inima lui, viața lui va fi transformată, așa cum a fost transformată și viața mea și viața multor alți copii. De aceea trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri, ca Dumnezeu să le dea o inimă bună, o inimă blândă și El să cărmuiască, să dăinuiască în inima fiecărui dintre noi. Urechea care aude și ochiul care vede și pe una și pe cealaltă Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Vă îndemn să mergeți în aceste proverbe și să vedeți ce interesantă. Înțeleptul Solomon descrie această înțelepciune de a practică, de a trăi în lumea în care noi trăim. Dar astăzi, ceea ce mi-a atras atenția cel mai mult a fost felul în care Apostolul Pavel a încercat să le explice celor din Corinteni că atitudinea omului este cea mai importantă, este cea mai corectă și este ceea ce îl interesează pe Dumnezeu cel mai mult. Anume vorbește despre cina aceea de taină. Spune când beți din vinul care semnifică sângele Domnului Iisus Hristos și mâncați din pâinea care semnifică trupul Domnului Iisus Hristos, spune că aceste două simboluri poate să devină un idol pentru fiecare dintre noi. Poate să devină o închinare la Dumnezei străini. De fapt, făcând lucrul acesta și luând cina aceea de taină, dar tu având o viață păcătoasă, o viață trăind în păcat, tu de fapt te închini idolilor, nu te închini lui Dumnezeu și tu nu trăiești în adevăr și nu este acea unire a Duhului despre care vorbește Iisus Hristos, despre care vorbește Apostolul Pavel, despre care s-a profețit din Vechiul Testament, că ne va mângâia, ne va da înțelepciune și ne va călăuzi în tot adevărul ca să cunoaștem cine este Creatorul lumii acestea și pentru ce ne-a creat El în lumea aceasta. Un alt lucru care m-a uimit, așa, hai să spunem, este faptul că
A spus, în momentul când te duci la piață să cumperi, spune să mănânci din totul ce se vinde la piață. Și să nu dai întrebări, că fiindcă toate lucrurile vine din pământ și Dumnezeu le-a creat pe acest pământ. Și când te vei duce la cineva în ospiție, spune că și ai fost invitat și vrei să mănânci din bunurile cele, să iai să mănânci și dacă el nu-ți spune că au fost jertfite idolilor, tu nu păcătuiești. Dar dacă el îți spune că au fost jertfite idolilor, atunci tu păcătuiești, lucrul acesta este rău în ochii lui Dumnezeu. Am văzut că și cina cea de taină și invitația unui străin la masă poate să devină o închinare la idoli. Și ceea ce ne spune aici că atitudinea, și chiar dacă faci un ospăț în cinstea unei persoane, centru acelui ospăț trebuie să fie Iisus Hristos și nu persoană. În momentul când noi o să glorificăm o persoană și nu pe Hristos în viețile noastre, aceasta poate să nu-i placă lui Dumnezeu. Și dacă tu o să vrei să iai aminte la aceste lucruri, atunci Dumnezeu o să te binecuvânteze. Dumnezeu o să fie în centru atenției tale, fiindcă eu am înțeles lucrul acesta și vreau să te implor și pe tine, fiindcă Apostolul Pavel spune că să-i implorăm oamenii, să-i aducem pe o cale corectă de a te închina lui Dumnezeu. În Vechiul Testament asta s-a descris în continuare cum înțeleptul Solomon s-a rugat către Dumnezeu și cum a adus jertfă pe altar lui Dumnezeu. A adus o sumedenie de jertfe. Spune că nu putea să fie numărat. Spune că Dumnezeu s-a coborât în chip de nor în templu și a umplut templu. Oamenii nu puteau să intre înăuntru și toți, spune că toate neamurile, toți s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. Și anume această închinare tot a fost o umbrire a lucrurilor viitoare. În momentul când Hristos va fi pe tronul de judecată, El va fi Dumnezeu. Toți se vor închina înaintea Lui și vor glorifica că El este Dumnezeul drept, Dumnezeul Dumnezeilor. Și El conduce cu întregul univers. Felul în care s-a abordat tot Vechiul Testament, și anume 2 Cronici, ne relaționează fiecare dintre noi. Că doar închinându-ne în Duh și în adevăr, închinându-ne Dumnezeului corect, putem să fim binecuvântați, putem să trăim în pace și putem ca să avem încredere că Dumnezeu va avea grijă și de fiii noștri și de neamurile noastre, de toți cei care ne încojoară, dacă noi vom auzi vocea Lui. Eu vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine!